Ți-ai numărat vreodată reclamele? Știu că ajunsesem la un moment dat pe la 140 ceva erau. Mm-hmm. La care foarte nelăburiță, doar ce către colegul meu, și zice, da, colegul tău nu vorbește deloc. Moment în care am simțit că, mă, zic, e șansa vieții mele, zic, e șansa vieții mele, dacă acum nu zic ceva, s-a dus papa, sâmbete, tot și... Gândeam zilele trecute că în țară, anual, termină undeva la vreo 250 de actori, se bag vreo 5-6 filme pe an și se... Și știu actori foarte buni, mulți, care n-au prins nimic, dar nimic, mă, ce... s-au reprofilat, sau... Salutare, dragi iubitori de teatru și film! Nu știu de ce l-a pornit râsul pe Johnny. Teatru și film. L-avem invitat pe Johnny Bădeliță. Salut, Johnny! Salutare, Costane! Mulțumesc că ai acceptat invitația. Am văzut pizza aia la început acolo și mi s-a făcut poftă. Nu că n-avem pizza, doar în poză. Ah, okay. Să nu uităm să facem o poză împreună, să pun și o copertă la episod. Da, mai auzit de asta. Facem. Așa. Johnny, spune-ne cum a fost copilăria ta și dacă ceva din perioada aceea preconiza că tu vei urma drumul actorii. Hai să o iau totuși pe direcția asta cu partea din copilărie. Făceam la Căminul Cultural din Horodic de Sus, de unde eram. Făceam scenete, făceam Bubico și alea, făceam la Căminul Cultural. Alea au fost primele manifestări artistice. Dar n-aveam nicio chestie că ai de mine o să fac teatru și din asta. Câți ani aveai? Păi eram pe clasa 5-a. Nu știu câți ani s-are. Clasa 5-a vreo 12 ani. 12 ani, ceva de genul ăsta, da. Făceam Bubico, a fost un bat din ăla. Știu că a părut atunci John Bon Jovi. Am auzit și noi prima dată, făcuse cineva rost de o casetă. Era o mare emancipare din asta pe direcție muzicală. De ce zonă ești originar? Din Suceava, de lângă Rădăuț, din Horodic, adică un sat de lângă Rădăuț, mai exact. Era o bibliotecă acolo în sat, eu mergeam cu vacile să pasc vacile și era o bibliotecă, îți dai seama, nu deschidea, nu intra nimeni în biblioteca aia. Și eu mă duceam și o deranjam pe doamna care era bibliotecară, o deranjam că stătea vis-a-vis de școală și să dea cărți. Și cărțile erau noi, erau impecabile toate, știi, erau, nu se atinsese nimeni vreodată de ele. Bine, asta să ne strice cărțile și să-mi strice și mie programul. Da, și faza că eu mă duceam cu cărțile alea și când timp ce mă duceam să pas cu vacile, ce altceva să faci, mă duceam cu ele și când mă întorceam, nu mai erau la fel. Bă, și mă certa de fiecare dată, miza ei era să nu mai vin să iau cărți. Eu nu mă lăsam, mă duceam și de fiecare dată luam câte un braț din ăla de cărți și păi stăteam cu grijă și mă mai prindea câte o ploaie din aia și le băgam sub geacă și principala mea grijă era să protejez cărțile, știi, stăteam așa cu cărțile la piept. Și după aia, nu dai seama, fiecare vară mă duceam cu albinele. Deci mersul ăla cu albinele anii aia, mergeam cu tractorul, aveam tractor, aveam o remorcă mare care avea o stupe și unde era dormitorul și luam 5-6 cărți cu mine. Stând numai în pădure, neavând nimic altceva de făcut, într-o săptămână erau gata. Stăteai mai multe zile? Păi stăteam cam de la începutul iunie, știu că mergeam ultimele zile de școală, plecau în vacanță mai repede, și mă duceam cu albinele și stăteam undeva până pe la jumătatea lui august. Da. Mi-am numărat la un moment dat că până la 11 ani am făcut cam 3 ani de zile, am dormit numai în câmp. Adică am stat strict în câmp. Și una dintre marele mele lecturi a fost Enigma Otiliei, pe care am citit-o în vreo 2 săptămâni de vreo 5 ori. Nu mai aveam ce face, nu erau telefoane, nu era nimic, aveam un radio, tataică, nu mă lăsa să-i dau drumul, că se consuma bateria și rămâneam în pădure. Și atunci îmi schimbam personajul, știi, ca să citeam din prisma altui personaj, ca să fie totuși cât de interesant. Schimbai unghiul de vedere. Da. Și l-a rugat pe taică la un moment dat că eram undeva pe lângă Bârlat și am mers taică la Bârlat și am zis, tată, dacă te duci, nu e un radio, să mai ascultăm, să știm și noi ce se întâmplă în lume. Și văd că se întoarce taică-mă cu un sac în care să mișca ceva. Și zic, tată, de ce luat? Niște găini. Zice, am văzut că 3 găini costă exact cât un radio și am luat 3 găini. Mă, știu că prima mea întrebare a fost asta, dar măcar le-ai luat din același loc?
Acum nu știu câte știi tu la găini. Uite, asta nu știu. Da, da, da. Am avut și eu o copilărie făcută la bunici și la țară, în vacanțe, dar asta nu știu dacă sunt luate din același loc. Dar... Trebuie să cunoască găinile. Dacă nu se cunosc între ele, fug una de cealaltă ca de dracu, mai ceva ca de vulpe. Înțelegi? Nu fac cunoștință și da, ele. Nu, nu, nu. Eu sunt găina de la șurubin vin din partea aia. Hai să ne prietem, cot. Da, de unde, mă? Că erau trei găini, când au dat taicumul, când a scos taicumul din sac, au fugit alea în patru direcții, deși erau numai trei. Și erau, știu că erau tufișuri din alea de salcâm. Și îți dai seama, până le-am prins, alea eram tot zgâreat, arătam în ultimul hal. Și după aia tot nu stăteau împreună și le-am priponit, le-am legat de un picior să se împrietenească, da, cu deasilă. Da. Taicmul în același timp scotea și tăia trântorii de pe faguri și le hrănea cu larve. Astea într-o săptămână s-au îngrășat atât de tare încât nu se mai puteau mișca de jos. Și trebuia să le întorc de pe parte pe alta, le-au căzut și penele, au rămas în pielea goală. Nici ouă nu făceau, ca era miza. Da. Stăteam în pădure și trebuia să avem ouă proaspete. Ouă deloc și întorceam găina când de pe parte, când pe cealaltă. Știi cum, n-am avut radio, dar s-au construit niște povești foarte frumoase și de acolo era, aveam o chestie aia. Amintirile frumoase sunt durerile trecute. Da. Am stat după aia cu găinile alea, că ne-am mutat la floarea soarelui și eram într-un câmp acolo. Și venea o vulpe. Venea o vulpe, zice că puteam să-mi pun ceasul după ea. Venea la ora 1 și la ora 4. Câinele nu atacă instinctiv, nu atacă vulpea că, din pricina rabiei. Și numai lătra câinele și țipa vulpea, care țipă îngrozitor vulpea, nu știu, face un sunet din ala, se ridică părul pe spate. Și toată vara mi-a venit vulpea aia în continuu să prindă găinile. Culmea că a prins o găină și chiar înainte să plec să vin să mă întorc la Suceava, s-a întors și găina aia. Avea o bucată de șasiu lipsă pe spate, dar se vindecase, era ok. Deci n-a reușit să o dovedească. Nu. Și cu teatru, să ajung să dau la teatru, a fost cum o chestie din asta, îmi plăcea foarte mult, după ce eram la facultate la Cluj, mă duceam la teatru, era, nu-mi permiteam să mă duc la teatru, dar mă duceam. Stai la teatru. Așa, la ce facultate? La facultatea de teatru și televiziune. Ok. Cred că teatru se numea când am intrat, după aia s-a modificat și s-a băgat și televiziune. Ok, dar cum, când a venit decizia de urma facultatea de teatru? Mai făceam scenete așa pe aici pe acolo, erau niște grupuri de adolescenți unde ne întâlneam noi. După care într-o vară eu eram student la științe economice, la management. A, deci da. Erai student la altă facultate? Da, eram student în anul 2. Și mă îndrăgostisem, aveam o prietenă, după care eu vara mă duceam la Suceava și lucram acolo. Și m-am întors după aia cu fratele meu mai mic să dau la facultate. Eram înțeles cu domnișorica respectivă să mergem în ceva tabără prin Ungaria. Și în timp ce ne plimbam pe strada principală din Napoli, o văd pe iubirea vieții mele, ținându-se de mână cu altcineva. Și zic la frate meu, zic, uite pe iubirea mea. Care? Uite și aia, uite acolo, care? Care se ține cu... Care, mă, zic, aia, nu, mă, hai, de se ține de mână cu așa ala, mă. Și atunci a fost, deși mă durea sufletul, plângeam, lăsam lacrimile să cadă în interior și să ardă. Am zis, băi, dar nu, zic, îmi stric eu vacanța în Ungaria. Zic, nu, îmi stric. Zic, da, nu, am plecat cu ea în Ungaria atunci, în tabăra respectivă. A, nu i-ai spus că... Nu i-am spus. Nu, sunt de o cruzime și de din comun. Și nu i-am spus, dar a zis, mă, că mă duc acolo, era o tabără din asta unde erau, cred că, vreo 1000 și ceva de tineri, știi? Era o chestie din asta de pe toată țara făcută. Mergeam să mâncăm bine în Ungaria, cam asta era miza. Și mi-am pus o chestie asta, na, să maschez suferința interioară, am zis, băi, cât suntem acolo în tabără, hai să facem ceva. Și era venit un tip, un sculptor, care făcea tot felul de scenete. Și atunci m-am băgat pe Filip cu el și a zis, hai să facem scenete. Și l-am tocat pe ăla la cap. Deci n-avea niciun chef de mine. Gândește-te că atât de dilimache eram și așa, încât el era sculptor. E un sculptor foarte mare de la noi din țară, cu expoziție pe la New York și asta. Și într-o seară i-am zis să fac o statuie umană, un bust, în mărime naturală, să mi-l facă. Și m-a ținut de capul lui până mi-a făcut. Ca eu să fac o scenetă, chipurile că... Așa am gândit eu povestea, că ăla ar fi un fel de idol.
bine, era o formă de femeie făcută, dar nu foarte evident, știi? O femeie la care tu îi soliciți în continuu lucruri și care rămâne inertă și nu are niciun răspuns. Și făceam, știu că mi-a luat și mi se desprinsese puțin talpa papucului și i-am dat și papucii cadou, dar am avut o rețineri și am desprins talpa papucului și am pus numai jumate de papuc. Și pe aia, ca să merg cu drama, că eram... Na, iar atunci credeam în drama totală, mi-am rupt și cămașa de pe mine, știi? Mi-am făcut... Am sacrificat totul, am sacrificat totul pentru ea și ea n-a avut nicio reacție. Momentul în care n-a avut nicio reacție, am avut un prag din ăla imens în care am luat papucul pe care îl oferisem și am stricat toată statuia pe loc, știi? S-a uitat și ăla, nu înțelegea nimic sculptorul, el m-a pus, a muncit pe statuia aia vreo 5-6 ore și am stricat-o, nu știu. Din ce l-a făcut? Din lut. A făcut-o din lut. Deci a făcut-o din lut, dar trebuia făcut scheletul pe dedesubt, construit, adică omul ăla a muncit. Da. A muncit bine. Și atunci când am stat în tabăra aia, deși nu erau, erau tot felul de speaker și astea, eu m-am tot băgat în seamă să fac la fie, în fiecare seară, să fac câte un... Câte o scenetă. Și ăla a fost momentul în care am început să fac treaba asta, după aia ne-am întors în august în Cluj, adică în august era chestia aia, și era admiterea la facultate. Și am zis, ce-ar fi să mă duc și eu să dau la facultate? Eu nu eram pregătit cu nimic, n-aveam nimic, am învățat cu o zi înainte, am învățat poezii, faze din astea, ce mai era pe acolo, cântece. Știu că ce cântec n-am mai învățat. Mi-aduceam o melodie de când eram copil, nu știu de unde o cântam, era ceva... Mi-e viața cântec, plâns și dor, ce vi se scurge încet ișor. La piesa ce vi se scurge încet ișor, precum se scurge un izvor. În umbra lui îmbietor, mi-e viața cântec, plâns și dor. Și atâta știam. Deci asta era tot ce am cântat eu la admitere. Și o să s-a uitat aproape la mine. Era și tipa care se făcea urle și ziceam, hai, poate ceva după pian, să cânt notele și așa. Zic, da, facem. N-am crezut că o să intru și asta, adică n-aveam, chiar mă dusesem trăierist total. Eu știu și înainte de admitere, toți, tu cu cine ai făcut pregătirile? Zic, eu n-am făcut cu nimeni, era... M-am dus și am dat. Bine, acum bănuiesc, ești conștient că pregătirea asta e cu duș întors. Da. Sunt niște căi, să zicem, pe care te poate înduma un profesor, te poate ajuta puțin la descifrarea poeziei, dar până la urmă oamenii caută farmecul și personalitatea ta. Da, da. Nu știu cât a fost personalitatea, că am intrat acolo mai în partea de jos, n-am intrat sus. Eu mai pe aici am intrat. Personalitate mai deșoasă, dar n-ai fost personalitate. Nu contează. Eu am avut și o glumă după aia, că o asistenta de an, după ce intras la facultate, m-am întâlnit cu ea într-o farmacie și m-am gândit eu să fac o glumă tâmpită din asta. Am zis, bună, ce faci? Am venit să iau niște pastile, dacă n-am văzut al câtele am intrat, zic, nu știu dacă mai merită să investesc pastile în mine. Mamă, ce oftic a fost, că ce, eu discreditez concursul în sine. E, a fost glumă. Chestia asta am aflat un anul 3. Și da, a fost o glumă, zic, ce? Doamne iartă-mă, zic, n-aveam nicio treabă, nicio legătură cu chestia asta. Da. Cu ce ai simțit că te-a ajutat facultatea? Mă dezvolt, eram și înainte, nu cred. Poate te-a mai inhibat de sine. Poate, da. Da. Adică, cum să zic, înainte cred că aveam așa o impresie, aveam un elan artistic și credeam că sunt capabil să fac lucruri extraordinare. Să dărâm statuie. Adică dărâmam statuie, aveam spectacole la activ. Dar și după aia mi-am dat seama, bine, neavând nici competiție înainte, era total altă percepție. Dar... cumva... Facultatea am simțit că m-a făcut mai fix, mai exact, adică mai concret. Adică să abordez anumite lucruri mai concret. Și plus că a fost, eram înainte, făceam monologe, făceam scenete, le făceam toate singur. Da. În momentul în care ajungi la teatru, îți dai seama că e de lucrat cu celălalt. Și acolo intervine partea care e mai dificilă. Care stai să aștepți cu celălalt, de multe ori partenerul nu e chiar... Chiar ce trebuie și îți dai seama că totuși situația aia trebuie să o salvezi cumva sau nu.
mai ales când nu ești în facultate, n-ai tu nicio șansă să-ți alegi cu cine joci și cu cine. Ți se dau, ți se legărează și cu aia, cu alea lucrezi, cu alea e materialul. Aia e viața. Mare e altceva, nu știu. Chiar nu m-am gândit cu ce m-a ajutat. M-a ajutat că s-a terminat la moment. Chiar așa, și când s-a terminat, care erau așteptările tale și care a fost realitatea? Din anul 2 de facultate, îmi făcusem o trupă de mimă și pantomimă, cu care activam prin tot felul de locuri. Și mergeam la anunți, la botezuri, la temirce, la orice. Și era, gândește-te, asta s-a întâmplat prin 2005-2006. Ui, știi cum mergea? Deci era o viață, aveam la un moment dat și șofer care să ne ducă cu trupa, să nu ne mai obosim noi. De obicei conduceam eu și pe zis, nu, e prea mult, hai să aveam șofer. Era o viață din aia, mergeam de la Cluj până la Constanța, la Sibiu, la Oradea, ne plimbam toată țara. Aveam trupa principală în care eram și eu și așa. Și toată povestea asta a pornit de la un tip, mi-a zis, zice, bă, am fost la un moment dat într-un club în Spania și am văzut așa o chestie cu niște actori și era fain, mă. Ce făceau, Dan? A, nu știu, dar era fain ce făceau ei. Adică, ce făceau? Nu știu, vedeți, Dan, voi sunteți actori, trebuie să știți din asta, trebuie să vedeți ce faceți. Și zic, băi, ce mai poate să facem? Și am început să facem. Era povestea în felul următor, erau două scene, acolo pe unde intra lumea, și aveai o mică zonă și am început ce să facem într-un loc care gălăgie multă și scandal, făceam mici momentele de mimă și pantomimă. Ne bărcam un personaj de fiecare dată și făceam o micropoveste, adică o poveste care era de multe ori 30 de secunde, 40 de secunde, știi? Că omul în momentul care intra să te vadă, să prindă povestea, să rămână cu ceva și după aia să-și vadă de treabă. Și după care, înainte să deschidă clubul și distracția maximă, aveam un moment făcut pe scena principală. Care tot așa era. De multe ori băgam, care era și mai spectaculos, făceam un moment de scrimă. Un moment de scrimă sau fiind patru oameni, mai făceam momentele din astea de mici scandaluri. Știi? Da. Așa, pe mimă și pe pantomimă. Scandalul prinde. Da, scandalul prinde, a prins întotdeauna a fost. Și era foarte mișto faza aia. Și nici nu era. Începeam de la 10 și cam pe la 11:30 era gata tot programul. Și am mers. Era o viață de boier atunci, simțeai că era o viață de boier, era plătită bine, era... Știu că în perioada respectivă, în 2007, făceam undeva între minimum, știu, erau 150 de lei și maximum în funcție de ce, că la anunț, de exemplu, când voiau nunț, de multe ori aveam scandal cu nunțurile, că la anunț, că mă voiau mai mulți deodată în același timp și așa. Dar de ce zic cât făceam? Ca să înțelegi că după ce am terminat facultatea a fost galactoria și na, nu știu dacă se făcea la București. Voi aveați așa la final de an? Nu. Se făcea la Mangalia. Da, la noi Hop. Se făcea la finalul anului. Galahop. Se făcea, bine, Galahop era altă poveste, dar la noi se făcea pe facultate. Pe facultate se făcea galactoria și noi aveam la final de an, se făcea o microstagiune în care erau toate spectacolele de la noi și de la secția maghiară. Și veneau directorii de teatre din țară și să vadă spectacole și să-și aleagă actori de acolo. Și a fost galactoria. Un fel de examenul de licență, nu? Da, era și cu examen. Examenul de licență l-aveam dat, dar aia era făcută separat. Era pentru public. Pentru public, așa ce ați făcut și făceam toate spectacolele din toți anii. Dura cam o săptămână, că eram și noi, secția maghiară, mai erau toate spectacolele de la regie. Era foarte mișto, Miklos Bacsa. Inițial chestia asta și a fost foarte ok. Și după ce se terminau toate spectacole și toată microstagiunea respectivă, veneau toți directorii de teatre și stăteau și povesteau, uite-mă, eu te vreau pe tine, eu am nevoie de o fată, am nevoie de ceva de genul ăsta. Un fel de licitație de actor. Bun. Și când am vrut la Târgu Jiu, de la Brăila, și a plecat atunci un coleg, mai erau de la Bacău. Brăila mi se părea foarte departe, dar am zis, bă, Bacău era cumva așa aproape de Vaslui, unde am eu Albina, le zic, bă, Bacău sună tentant. Și am întrebat un coleg, dar cât să plătești acolo la
la teatru, la Bacău. Zice, 300 de lei. Pe lună sau pe spectacol? Ah, pe lună, dar zice, dar mai sunt și alte evenimente care poți să faci pe lângă. Și am întrebat, ce? Eu am întrebat asta, ce să mai faci pe lângă acum? Mi-a zis, mă, las că mă duc în Bacău cu tupac, mimă și pantomimă și acopăr eu cumva. Ce Moș Crăciun se mai poate face, dar așa acolo e cam stricată piața. Și am zis, domnule, nu vă supărați, dar zic, Moș Crăciun în Bacău de câte ori vine pe an. Și a fost un coleg, a avut o replică genială atunci, a stat așa căzut pe gânduri, avea și o figură de om mai supărat tot timpul. Deci calculase în capul lui, 300 de lei pe lună, da? Și asta la pensie cât vine. Și după faza aia, am zis, bă, știam că se plătește rău în teatru, adică în perioada respectivă, știi? Tu în ce an ai terminat? În 2008 am terminat. A, până după mine. Și am fusese în 2008, fusese și concurs la teatru mic din București. Și la București se plătea mai bine. Era... Cred că am fost la concursul ăla, era Florin Călinescu. Da, Florin Călinescu era, da. La teatru mic se plătea, era 500 de lei. Era boierie. Știu că intrase unul de la Cluj atunci și asta de disperare a dat la master ca să aibă loc de cazare. Mm-hmm. Și după faza aia am zis, băi, nenicule, zic, e grav. Zic, ce fac? Zic, unde, ce? Plus că era, venise și criza în 2008, deja nu mai mișca, deja s-au cam închis toate activitățile, nu ne mai chema nici lumea, a început să, nici cu trupa nu mai mergea grozav. Mergea încă bine, dar mă cam lua panica, am zis, mă, bine, atunci era în 2008, era în promisiunile alea, că nu, domnule, în România nu ajunge nicio criză, nu o să fie nimic, că era pe casa America. Nu o lăsăm la intrare, dacă... Da, nu, dar la noi nu o să fie bine, dar... Și am zis, asta e. Am lăsat o baltă și am zis, cam atât a fost distracția, a fost frumos. Hai, în Anglia la construcție. Și m-am dus în Londra, m-am mutat în Londra. În 2008? În 2008, da. M-am mutat în Londra, acolo am și nimerit, mi-am dat seama, cred că acolo a fost momentul care am realizat totuși că teatrul e bun la ceva. Eram, stăteam de... Cum ai stat tu pe șantier? Da. Ți-ai dat seama? Da, n-am ajuns pe șantier. Mă dusesem, eram de vreo lună și ceva, nu mi-am găsit nimic încă de lucru și m-am dus cu fratele meu să-și încaseze un cec, știi? Și am ajuns acolo și ce, era atmosferă mișto în Londra, acolo toată lumea te întreba ce faci, dar nu era ca la noi ca să facă o diferență de status social. Era un soi de curiozitate, adică, a, tu faci așa, ce mișto, și cum e, cum merge, și așa, era, pentru mine a fost o surpriză, mai ales noi venind din mediul ăsta românesc, în care dacă erai, tu la ce ești, că era perioada aia cu Asia, la SEC, chiar dacă erai numai intrat, n-ai produs nimic, n-ai realizat nimic, dar era, oi, doamne, dar ce bine, la SEC, era, a fost o perioadă de mare glorie cu ASEU. Și am ajuns acolo și vine George, care era, nu mai știu minte de unde era, din ceva țară africană, așa. Mare, tu ce faci? Zic, nu fac nimic. Moment în care vine șeful al mare și începe Georgia meu de să se dea de ceasul morții. Nu se poate așa ceva. Cum poți să-ți bați joc de mine în halul ăsta? Nu credeam, lucrăm de atâta mare de ani împreună, 10 ani de zile și tu să-mi faci mie una ca asta? Nu există! Și asta, tata George, de ce s-a întâmplat? Dar nu mai are rost să povestim! Era cu salopeta legată, dată jos la brâncul de mea, fosforescent. Nu mai vreau, plec, mă duc de aici, că nu știu. Uitam, eu cunoscusem pe omul ăla cu jumătate de minut înainte. Și asta, dar George, liniștește-te, dar George, liniștește-te, de ce s-a întâmplat? Cum, ce s-a întâmplat? Mă mai și întreb ce s-a întâmplat? Îl ții pe prietenul meu fără loc de muncă, venit aici, de unde ești, mă? Prietenul meu de-o viață, nu știu de unde. Și zice, dar n-am știut că e prietenul tău, George. Hai că nu-ți pasă, de-aia n-ai știut, că nu știu cum să nu știi că... Și bine, scuză-mă, zice, scuză-mă. Și gândești, s-a întâmplat treaba asta și eram într-o cameră unde erau undeva vreo 100 de oameni, că veneam să-și încaseze cecurile. Ce, stai, clipa că mă duc până sus să văd dacă avem ceva poziție disponibile. Pleacă ăla, se întoarce după vreo 2 minute și zice, George, îmi pare rău, dar în momentul de față, zice, nu, suntem plini, peste tot, n-avem, n-aveți, cum să n-aveți? Și am avea ceva funcție de conducere, dar...
perfect, e perfect, ăsta e omul meu, perfect, cum să nu, cum să nu, ce, de ce, de ce? Să uită la îndoială așa la mine, zice, ai mai condus cu volanul pe dreapta? Zic, da, n-am mai condus niciodată, am barnis total, n-am mai condus. Mă uitam la oglindă, îți dai seama, de pe partea aia altă era problema, și mai aiurea chestia, era în mașină când te conduceai în Anglia. Cu te obișnuiești și cu maneta, că ai schimbat bâna, dar cel mai greu era cu uitat în oglindă. Deci ăsta mi se părea că a rămas gest reflex. Restul e mai bine. Căutai și maneta prin portieră la un moment dat, să bagi în viteză, dar asta cu capăt. Și am plecat de acolo. Deci am plecat de acolo, mi-au dat mașină de serviciu, una care era în șef, mi-a dat un BMW. Aveam dita mai limuzină, am plecat de acolo cu motor de 4000. Eu dat și de la cartelă de benzină, dar consuma atât de mult, avea 100 de litri de rezervorul și consuma, îți dai seama, 4, motor de 4000 pe benzină. 4000. Și eram șef peste 30 de oameni. Și atunci mi-am dat seama, zic, uite bă ce dramă frumoasă a făcut George, că eu nu m-aș fi descurcat cu toată actoria mea să... Dar nu-l cunoșteai pe George? Nu-l cunoșteam. Și l-ai întrebat de ce a făcut treaba asta? Îl știa pe frate. Eu după aia nici nu l-am mai întâlnit vreodată pe George. Era compania... Salut prietenii. Salut prietenii, atât a fost. A zis, ia uite mă, l-am ajutat. Da, i-am trimis vorbă. L-am ajutat da. Și la urmă a uitat de mine. I-am trimis vorbă prin frate, mă, la un moment dat, că îi mulțumesc și așa. Așa, am ajuns să lucrez după aia în construcții, să fie, construiam un mold. Și aveam vreo 30 de oameni de care mă ocupa. A fost, era mișto, bine, eram și un pic de limache, mi-am dat seama, că tot mă gândeam la teatru în perioada aia, știi? Bine, era și rutina aia de muncă, de șantier și așa. E casa lui Shakespeare? Da. Să mă ajungi. În Maidenhead eram, lucram, construiam ceva mall, era... Era un loc din ăsta de mega fiță. Ajunsem la Londra, ceva de vis. Și pe cât de glorios am început, pe atâta de glorios s-a și terminat, că am făcut apeticită. Am avut apendicită, m-am întors în țară, m-am operat și aia mi-a zis, n-a făcut 10 peritonite și un an de zile nu mai, acasă nu mai pui mâna pe nimic. Aveam atunci luat bilete la Cirque du Soleil în Royal Albert Hall. M-am mai întors să văd spectacolul. Mă și distram, era atunci am dat 70 de lire și stăteai pe dita, mai fotoliile frumos, acolo erau actorii. Și pare că n-au venit prima dată la în România, la Rome Expo, ne-am zis, ai, e viața mea, ce altfel e și ce scump e cel e pe lângă ce era. Atunci m-am întors în țară, am refăcut trupa, de la început ziceam că nu știu ce așa. Am refăcut trupa și n-am mai trecut un an de zile după aia și am prins postulare și m-am mutat în București cu... Kiss FM. Cum s-a întâmplat la radio treaba? Cum s-a întâmplat? Dădusem probă, venisem într-o seară după un spectacol din ăsta și de multe ori plecam de acolo, plecam de la evenimente. Eu căram și geanta cu toate costumele și astea și de multe ori eram cu dita mai valizile după mine și ca să nu mai pierd timp ieșeam cu un toc cu costum prin oraș. Mm-hmm. Și m-am întâlnit cu un prieten sau dacă mă duceam la cinema, mă urcam în taxi și plecam așa, ziceam, bă, lasă-mă schimb eu acasă. Era și vestiarul foarte mic, era multă lume și am zis, mă schimb acasă. Și m-am întâlnit cu un prieten și zice, uite că am primit ofertă de la București să mă duc la radio, că nu m-aș duce, că da. Am prieten aici, am viață aici, du-te mă, du-te. Și atunci era cronica Cârcotașilor, era pe bani, zice, tu îți dai seama cum o să uite iubita ta la tine după ce l-ai refuzat după Șerban Huidu? Și nu s-a mai întâmplat nimic, au mai trecut după aia, vreo lună, jumate, ceva. Eu mergeam la spectacol, aveam ceva spectacol și mă sună asta, zice, bă, astăzi e ultima zi în care puteam trimite probă de voce. Zic, măi, chiar n-am cum, dar zic, când mă duc înspre sală, zic, pot să opresc la tine, încercăm în 10 minute, facem ceva, nu mai facem, nu mai repetăm, nu mai facem a doua oară, ce facem, aia e, aia trimitem și aia rămâne. Bă, zici ce făcut. Dar voi lucrați acolo la un radio local? El lucra la un radio local, eu lucram, dar așa, invitat, sporadic, n-aveam nicio legătură. El lucra într-adevăr, el lucrase multă vreme, lucra de multă vreme în radio. Era și panic, el dăduse la jurnalism, pe care s-a lăsat de jurnalism,
a făcut o pauză de ceva, a făcut radio și făcea, era foarte bun pe radio. Și pe care s-a întors la facultate și a explicat profesorului de radio cum se face radio, dar profesorul lui de radio nu făcuse niciodată radio. Și avea un clinch mereu cu el și totul ăsta voia să-l cadă continuu, că nu așa se face radio, domnule, lusești ceva carte, mi-a dat-o și mie, uite, asta mi-a dat profesorul meu cum se face radio. Și pe aia ne-a chemat, am venit la interviu la București, cu Huidu, să dăm interviu cu Huidu. Și a fost singura dată în viața mea în care am rămas fără voce, dar total costane. Deci a fost, știu că era seara, eram atât de răcit și de... Deși era prin noiembrie, nu venise încă frigul ăla în praznic. Stăteam în pat și îmi dădeam silința, băgam miere, wow, deja mi-era greață de miere și de ou. Și nu ieșeam. Dar nu puteam să articulez, nu puteam să văd nimic. Și stăteam și era... Noi am fost joi și era seara, era cronica Cărcutașilor și stăteam și mă uitam la TV și zic, eu mâine dimineață mă întâlnesc cu Huidu. Și eu nu pot să scot niciun cuvânt pe gură. Și mă duc să dau probă pentru radio. În care totul e pe voce. Bun, merge la interviu. Ne știu că ne-a și prostit atunci. A fost prima noastră întâlnire cu Bucureștiul. Că noi trebuia să ajungem la Sema Park. Ne-a luat unul de gara din nord. Habar n-aveam noi cum. Un taximetrist, da. Și ne-a dus, ne-a învârtit de nu știu ce. Și atunci era închis ceva pe la podul Basarab. Că se construia podul Basarab. Și ne-a lăsat la podul Basarab, îți dai seama, ne-a lăsat la vreo 500 de metri de lângă gară, că noi puteam să luăm metrou, bine mersi, să venim cu metrou și ajungeam asta. Și ne-a lăsat la vreo 1,5 km de unde trebuia să ajungem și el ne-a dus vreo 500 de metri, numai că a făcut vreo 2-3 ture, s-a învârtit în cer. Știi bancul ăla cu, am un prieten venit din Italia, are impresia că București are 3 arcuri de triumf. Era asta de la ceva băbuță că veniți în București, dar asta era reală, cum știu. Ce mergeam cu domnul ăla când soarele era pe stânga, când soarele era pe dreapta. Așa și noi. Știam cumva, mi-am dat seama că ne cam învârtim în cer. Că na, eram obișnuit. Și stai bine, când eram mici avea chestia asta, bă, să știți punctele cardinale. Și că la un moment dat când ne-am mutat după aia în București, ne-am rătăcit. N-aveai GPS, n-aveai, nu erau telefoane mobile. Păi hard era greu și am zis, să oprește-mi bine, oprește-mi bine. Și mă cobor. Pe aici. De unde? După umbră. Așa am ajuns la interviu atunci cu Huidu. Vorbește-a mea, bla 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 bla, uite că mi-a plăcut foarte mult. Probele voastre, sunteți mișto, sunați bine, sunteți fani și așa. M-a trecut vreo jumătate de oră, s-au terminat și lui Huidu vorbele, s-au terminat și lui ăla. Să uită Huidu la mine și spune și tu ce. Să uită la mine, eu nu zic nimic, poate zic, poate nu mă observă. Adică omul s-a uitat insistent, știi? Na. Tu? La care foarte nelăburiță, doar ce către colegul meu, așa zice, da, colegul tău nu vorbește deloc? Moment în care am simțit că, mă, zic, e șansa vieții mele, zic, e șansa vieții mele. Dacă acum nu zic ceva, s-a dus papa, sâmbete, tot și încep eu. Exact pe tonul ăsta. Exact pe tonul ăsta. Să uită cu tu în moment de ta. Zice, e ok? Bă, dar nu, cum să zic, nu reușeam nici măcar să scot pe gură. Deci eram, și cum să zic, în momentul ăla, în capul meu, a fost, eu aveam cuvintele, mai că ziceam cuvintele, nu ieșea nimic pe gură. Absolut nimic, ieșea o tăcere din aia stânjenitoare și atât. Nimic, nimic. I-a zis colegul meu, zice, da, are o problemă cu gâtul acum și nu vorbește. Eu am zis, ei, zic, asta e, am stricat-o, zic, am mai dat și banii pe, am venit la cușetă să fim odihniți, zic, am mai dat și banii pe trena iurea, zic, asta e, ne întoarcem înapoi. Atât a fost momentul nostru de glorie. Și după ne-au sunat și am venit. Deci nu mai credeam, a mai și durat după aia vreo, până ne-au dat răspunsul, mai durat vreo 3 săptămâni. Și zic, bă, să-i mai întrebăm, mi-era și jenă, zic, ce să-i mai întreb, mă, că m-am dus, s-a dat concurs pentru radio și m-am întâlnit cu oamenii și n-am putut să scot o vorbă pe gură, adică era interviu mai rău de atât, dar nici că se putea, adică ce să faci, că n-ai. Și
Ați făcut matinalul. Am făcut matinalul, da. Am făcut de câți ani? Am făcut matinalul cu, în echipa aia cu Angela, am făcut vreo 3 ani de zile. Începusem la One FM, a mers foarte bine și era, dați dai seama, eu eram obișnuit om de teatru, în primele etape cât făceam radio, nu puteam să stau jos și să vorbesc. Și, adică nu aveam capacitatea să vorbesc fără să dau din mâini și aveam nevoie de spațiu să dau din mâini. Și de fiecare dată când aveam intervenție, mă ridicam în picioare și vorbeam. Și la primele intervenții erau, ești obișnuit, ești învățat să aștepți reacția publicului ca să nu continui. Convenție, trebuie așteptat chiar. Și eram pe radio și așteptam reacția publicului. Deci mă uitam la un burete negru, că era buretele de antifonat. Și după aia am făcut 13 ani. Da. A fost frumos. Da, și chiar mi-a plăcut. Adică a fost... Și stăteam și mă gândeam, zic, pentru actori, că de ce de multe ori actorii nu se duc înspre... Bine, înțeleg. Dar pe de altă parte, să ai bucuria să te joci cu vocea ta și să creezi povești numai din voce, te prinde. Te prinde. Te păcălește, te prinde, te fură, dar e foarte fain. Aș vrea să-mi povestești prima filmare pe care ai avut-o sau primele filmări. Ce sentimente te încercau atunci? Păi, îți dai seama, era, nu știu, tot, dar tu când ai fost la prima reclamă? Prima reclamă am filmat-o, eram în liceu, aha. În 2004 am filmat 2004, prima reclamă, da. La Conex, se lansa Conex 3G. Mm-hmm. Vrei să-ți povestesc? Da, zi, și fii atent. Mă sună un profesor de la agenția de casting, un profesor de istoria teatrului care lucra și la o agenție de casting. Și îmi zice, Gabi, am nevoie de niște băieți care să danseze într-o reclamă. Și zic, bă, profesor, știți, eu nu sunt cu dansul. Păi te-am văzut cu hainele alea largi, că eram cu hainele alea. Da, și m-am gândit că breakdance ceva, poate, așa niște elemente de breakdance, îți dai seama, că știam, am văzut, mi-am rupt capul prin... o scară de blog la un moment dat, bine, am renunțat. Și zic, nu, domn profesor, ar fi fost 75 de dolari. Când am auzit 75 de dolari, zic, pe sigur, domn profesor, cum? Nu vin eu cu prietenii mei să dansăm. Și am ajuns la filmare, se filma în curtea școlii centrale. Mm-hmm. Din aia. Lângă icoane. Da. Și noi, acolo, deja... Au venit dansatori, deja creștea orgolul, știi, bă, nu suntem dansatori, bă, și vine regizorul, străin. Vrea să vadă regizorul ce știți să faceți. Și ce văzusem și noi prin clipuri, simplu, atomic, la ce? Da, și el, bă, la aruncă-l așa, el, prinde-l, învârte-te pe jos, unul stai în cap, unul... Da, și stătea regizorul, se uita și zicea, asta poate să rămână. Bine, na, toată reclama aia am apărut preț de, nu știu, 2-3 secunde, 4 secunde. A fragmentat și eu cât a putut. Dar cam asta a fost prima mea experiență la o filmare la reclamă. Știu că atunci eram în perioada aia. Mai veneau oferte de la București, mai veneam și în facultate, veneam la castinguri. Era unde de-am seama ce reușite erau. Veneai o noapte cu trenul, mergeai dimineața la 10, de obicei așteptam în fața agenției de casting până veneau aia să gândeau să vină la muncă. Pe trenul de Cluj, de fapt, ajungea undeva pe la 6 dimineața. Și trebuia să pierd vremea undeva până la 9-10. Dar atunci erau niște, dădeau ăștia niște 6.000, 8.000 de euro pe un rol într-o reclamă. Era, aveai și povara sumei, adică nu... Plecai cu jumătate de apartament de la o reclamă. Și n-am luat niciuna, cred că am fost de vreo 3 sau 4 ori. Și după ce m-am mutat în București, în 2011, am prins o reclamă la Peneș Curcan, cu Radu Jude. Da, trebuie să mă ducea naiv, așa. Radu Jude tot zicea că eu fac reclame acum ca să strâng bani de un film. Deja mă vedeam și eu zic, bă, las că joc bine reclama asta și... Mă ia și pe mine în film, dar l-am ajutat pe om să strângă bani de film, ar fi cu mea. Am strâns bani împreună, leu cu leu l-am pus la ciorap de un film, știi? Și așa, și începe, măi, filmarea,
Eu trebuie, eram pe o bicicletă, făceam sport chipurile și mă uitam la televizor cu unde erau niște poze cu mâncare. Și de fapt stăteam pe bicicletă, dar de aici salivam. Da. După care urma masa cu curcanul, cu nu știu ce, cu tăiat curcanul. Și acolo la tăiat curcanul mi s-au năruit toate speranțele mele, de visele mele de mare actor. Deja mă gândeam la interviu, ce zice în interviu, după film, știi? Adică făceam scenariu. Cui mulțumesc pentru premiu, știi? Cum am ajuns eu aici? Povestea dramatică, să fie un pic și de caz social și așa. Și momentul în care ajung să tai cu cuțitul curcanul, deci era așa curcanul, știi? Era Radu Jud, era la monitor acolo să uita și are, a avut o reacție asta. Ce naiba am făcut? Eram și eu timorat, nu eram obișnuit cu filmările. Mi-a căzut la un moment dat prosopul de pe umăr, mi-a zis, bă, dar ce ai oprit acțiunea, că era super fan, era... Da, după aia încercam să o fac să fie funny, dar nu mai e funny când încerci să o faci să fie funny. Și vine Radu Jud de acolo, a zis, nu, du-te, că ai niște mâini atâta de urâte, păroase, nu putem să punem mâinile alea lângă mâncare. Moment în care eu, pentru prima dată, m-am uitat și am zis, mi-ați nenorocit viitorul. Mâinilor. Labele astea de gâșcă mi-au mâncat viitorul. Na. Mai erau glume în facultate, ziceam, bă, bădeliță, că ridici tubularele alea tale, știi, că noi ridici mâinile alea tale, ha? Și ține-le mai aici, că dacă ridici aici, ocupă toată scena. Și mă uitam, zic, bă, da, gata. Da, zic, asta, aici a fost și s-a făcut casting acolo pe platou cu toată lumea, a venit, a prezentat mâinile, să vedem ce... Cine crezi că avea cele mai frumoase mâini? Cine? Un mașinist, mă. Și cu câtă eleganță juca el cu mâinile alea și o stăteam și mă uitam pe mâna, zic, puteau să fie mâinile mele, puteau să fie viitorul meu. Nu, că după aia mi-am urât, mulți ani de zile mi-am urât mâinile. Da? Da. Adică și dacă băteam un cui, scăpam intenționat ciocan, mai dădeam peste unghie. Asta e pentru că... Asta e pentru că, na, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai mâncat viitorul cu Radu Jude. Nici nu m-am mai întâlnit cu el. Cred că m-am mai văzut la un moment dat niște premii Gopo, dar n-am apucat să-i zic. Dar o să mă întâlnesc cu el și o să-i zic din cauza ta, n-am mai avut încredere mâinile. Da, și aia a fost. Aia a fost. Am suferit mult, dar mi-a trecut după aia. Te-ai obișnuit cu palmele? Da, m-am obișnuit. După aia m-am obișnuit și cu reclamele și cu castingurile. Mai m-am obișnuit numai... Deci, pur și simplu, nu-mi păsa. Ți-ai numărat vreodată reclamele? Știu că ajunsesem la un moment dat pe la 140 ceva erau. Mm-hmm. Dar era perioada în care se primau foarte multe pentru străinătate. Adică aveai în India, eram pe India, dacă ajungi în India, da, te așteaptă de pe aeroport. Nu mai țin minte în ce an era, 2014-2015. În care aveam reclame aproape tot globul, îmi lipseau vreo 3-4 țări. Aveam pe state, aveam și pe Australia și pe Noua Zeelandă, aveam toată partea asta de Rusia și țările fost sovietice. Aia a fost și o reclamă super funny, că era unul care voia să potrivească pentru toate țările. Și era, agenția era din Albania. Mai ales pentru China, da. Japonia. Da. Și m-am dus la proba de costume, a fost o probă de costume de aia, de a durat vreo 12 ore, pentru că era agenția care făcea casa de producție, nu mai știu exact cum era, era din Albania și aia agenția mare era din Rusia și ăștia făceau o poză, o trimiteau la aia din Albania, își dădeau ok-ul aia din Albania, după care cei din Albania o trimiteau în Rusia și eu la fiecare schimb de haine, stăteam și așteptam. Și la fiecare schimb de haine dura vreo jumătate de ori. Și venea răspunsul. Da, aveam păr așa, cam ca cum l-ai tu acum, tot așa lung și creț. Nu merge creț pentru Rusia. Să mai tăiem un pic. Bine, mai tăiem un pic. Să mai tăiem un pic cu poate. Iarăși, același traseu. Tot e prea lung. Zic, bă, dacă să ajung la asta, zic, ca să scurtăm traseu. Dar erai semnat? Ce? Eram semnat, dar... Nu, ca să nu ajungă la zero și bă, știi, da, ceva, de fapt nu e... Dar când s-a făcut de vreo 3 ori și deja se scurtase, deja nu mai semănam eu cu mine. Respingeau cei din Albania. Da, pentru partea asta, la altă, pentru Republica Moldova mergeam,
pentru Kazakhstan iarăși eram bine, dar pentru Rusia tot e prea lung. E? Și la un moment dat când am văzut că se tot taie, am zis, băi, zic, înțelegerea asta n-am avut-o. Zic, dacă vreți, că am văzut că se tot duc adânc, zic, dacă vreți, așa, zic, îmi dați, și am cerut o sumă de aia, că erau mai mulți bani pentru tuns decât pentru reclamă și jucat. Bun. Și așa mai continuat chestia asta, așa mai tuns, așa mai tuns, la un moment dat m-am dus la tipa de la asta, zic, dragă, nu știu, ne înțelegem la bani. Zic, ai gel sau ce n-ai? Zic, lipește-mi părul pe cap. Așa se pare că e super, super, super scurt. M-a făcut tipa aia așa, după aia vine regizorul. S-a uitat așa la mine. A, dar nu mai îmi place deloc. What? Zic, și ce facem acum? Și el așa a fost de supărat că toată reclama, deja a venit din Albania, era venit și el. El n-a mai stat pe platou, deci filmam noi de capul nostru reclama, a fost ceva foarte ciudat. Așa. Da, cred. Da. Dar era una. Au fost și, și. Erau multe. Erau și super fani, adică te întâlneai cu o grămadă de astea cu străini, în special. Te întâlneai cu niște oameni și erau niște întâlniri din astea care stăteai de vorbă cu niște oameni care nu aveau niciun complex. Știai că stai, lucrezi cu ei 3 zile și pe aia fiecare plata lor și să duc în America de Sud, în India, în Bangladesh, cum știu ce, că a fost foarte simpatic la un moment dat o chestie, că a fost castingul făcut în Bangladesh și m-au ales pe mine să fiu reprezentantul Afganistanului. Deci cu o săptămână înainte filmasem ceva film norvegian și m-am zis, uite băi, ce față comună. Da. Și aveam și Corea de Nord, după aia aveam Corea de Nord. Corea de Sud aveam pentru Kia. Și se filmau foarte multe, mă. Deci aveai, era... Nu ne plictiseam deloc. Cam câte spoturi ai filmat și ai simțit o liniște, ai devenit mai sigur pe tine? Filmasem, după aia știu că am prins o reclamă la bere și a fost ultima, prima și ultima, că am zis că nu mai fac la bere. Mi-am dat seama din momentul respectiv că după ce am făcut o reclamă la bere că nu te mai lua nimeni. Și nu știu dacă ai prins tu, dar era... Eu am făcut reclamă la vreo 5 bere. Da, da. Tu ai avut norocul ăsta. Și după aia am zis că nu, la bere nu mai vreau să fac, să nu mai așa. Și că după ce făcusem reclama aia la bere, după aia vreun an și ceva, n-am mai prins spotul deloc. Bine, am... Absolut deloc? Absolut deloc. Da, pentru că se dădea reclama aia într-un hal. Deci eram... Când zicea Andreea Esca, urmează pauză publicitară, zici că făcea pauză pentru mine și intram eu, știi? Da, și atunci a fost... Și cu sticla la gură. Da, nu, era foarte mișcă povestea, era făcută... A fost și funny cumva reclama aia, eram niște regizori nemți. Aia trebuia să înceapă filmarea la 7. Nemții, regizorul și DOP-ul erau puși pe poziție să filmeze. Noi, toată gașca de aici, din țară, vraiște. Și el a încercat să zică, da, hai să începem, așa nemțește. Și eu nu aveam nici haine, știu că nu mi-erau nici haine, mi le cususe sacou în parte din față, că era povestea făcută de epocă. Cususe în partea din față. Și în spate pur și simplu aveam pelerină, că era măscată. Și am zis, lasă că bag în pantalon, mai să începem, că stăm, ne facem de râs cu neamțul ăsta, știi? Mi-am băgat-o în spate și după aia, în timpul filmării, la un moment dat s-a pornit ceva ventilator și m-am desfăcut tot, că mi-a ieșit și pantalonul de jos și tot. Și după aia, cred că am filmat după vreo 5, 6, bine, la un moment dat, știi cum e, mergeai și dădeai castinguri și numai nu luai niciunul și aveai varianta aia, mă mai duc sau nu mă mai duc. La un moment dat a zis, băi, dacă am timp mă duc, dar dacă mă duc, mă duc și mă distrez. Adică, da. E, o fac pentru mine, nu mai stau să mă stresez, că vai, hai să fac proba excepțională, o fac cum o simt, da, o dau și asta e ce, măcar cât stau acolo, mă distrez cu omul ăla din spatele camerei și aia a fost, zic. Adică să stau eu să mă chinui și să încerc să ghicesc și să... Da, păstarea asta era foarte... chinuitoare la început. Da. Oare am luat. Și stăteai și așteptai să vină, da. Să... Apoi eu m-am relaxat și păi dacă vor bine, dacă nu iar bine, și mă gândeam, ei au pierdut. Da, eu le și ziceam, le scriam.
Zic, bă, dați-l la un regizor care să aibă un dram de inspirație sau să aibă încredere în el, să lucreze cu mine. Dacă după, știu că mă mai întâlneam la, mă mai întâlneam cu colegi, ziceam, măi, dar sper să o iau pe asta. Nu-ți fără, nu-ți fără, mai ales la reclame, chiar nu ține cât ești de talentat, da, cât ești de... E foarte bine că da, sunt mai mulți factori de decizie. În primul rând de față, dacă fața de ta se potrivește cu ce, ce s-au gândit ei. Da. Cum ești? Cum e celălalt personaj? Cum e mămica? Cum e soția? Cum e iubita? Cum e copilul? Sunt foarte multe... Dacă se semene cu copilul, adică se începe, de multe ori, fiind mai greu de găsit un copil cu care să lucrezi, începeau de la copil. Și pe părinții se semene cu copilul. Adică ce vină aveam eu cu actor dacă nu semena cu copilul respectiv. Da. Dar și bine, după te și obișnuiești, că e alt ritm. Întotdeauna mi-am dat seama când filmezi reclamele, e alt trip și trebuie să livrezi într-un timp foarte scurt o poveste. Da. Adică nu ai timp de nimic. Știu, dar uite, eu am pățit o chestie, mi-am dat seama la o filmare, la pentru un film, că prinsesem în ritmul reclamelor și mă grăbeam la film, da, știi? Adică, da, da, da. Și la urmă mi-am dat seama și m-am relaxat, zic, stai, că aici am timp. Nu. Ce? Știi, noi partea asta o băgăm în 2 secunde, partea aia în 3 secunde, tot plus sloganul de la sfârșit și mesajul ăla rapid și tu trebuie să fii uitat. Și mă grăbeam la fel și atunci mi-am dat să mă stăm în primul iar și reclamele sunt aici. Da, da. Amanii și cu spaima, cum să prindem film prea mult, nu putem trăi. Mă gândeam zile trecute că în țară, anual, termină undeva la vreo 250 de actori, se bag vreo 5-6 filme pe an. Și se... Și știu actori foarte buni, mulți, care n-au prins nimic, dar nimic, măi, ce... s-au reprofilat, sau... E și o băcăleală din asta, dar... Suntem prea mulți, nu am fi talentați toți, dar... Sunt prea mulți. Fii atent ce întrebare am pentru tine. Dacă ai putea să dai o lege sau un sfat să se adune toată lumea în fața ta, ce sfat ai da pentru breazla noastră? Sau ce lege ai crea pentru ea? Dacă mă gândesc la cât suntem de mulți, și mă gândesc, adică cunosc mulți prieteni, mulți care au încercat pe... Bine, când vine vorba de film, deja acolo e o joacă și o frustrare în care e industria prea mică pentru cât e țara de mare, dacă stai să te gândești. Că sau și măcar pentru cât de mulți actori sunt. Sau pentru cât de mulți actori sunt. Dar cred că, oricum, 95% dintre actori nu cred că ajung nici măcar la castinguri. Și ce-ar fi de făcut, mie mi se pare cumva o cruzime să faci, să lași să intre la actorie așa de mulți actori, pe bună dreptate, buni, sunt 60-65 cât îți la un ATC acum pe an. Și am văzut spectacole, băi, sunt foarte bun, dar îi pregătești pentru ce? Pentru o piață care are nevoie de 2, de 3 oameni? Nici de aia n-are, dacă te uiți, anunțuri de angajare în teatre sunt, zero, nu e mic. Apare un, două, apar 2-3 posturi pe an în toate teatrele din țară și termină 250. Ok. Să mai fac în reclame iarăși. Reclame deja, cum nu mai vin străini să facă la noi reclame, că deja am ajuns să fim scumpicei. S-au redus, s-au contractat și foarte mult și alea. Pe filme ce să mai zic pe film? Pe film, ca actor în România, zici că l-ai prins pe Dumnezeu de un picior să prinzi să joci. Și acolo distribuțiile sunt... Adică scenariile de multe ori sunt construite în funcție de personaje. Și atunci, niște oameni care visează, care își doresc, care speră, care nu dorm noapte, așa, ajung să se lovească de o piață care nu are nevoie de ei. Știu că am dat zile trecute așa de curiozitate, zic că am dat, m-am uitat pe ceva site din asta de joburi. Hai să vedem cum mai stă piața noastră și am pus angajezi actori. Să văd ce rezultate îmi vin. Nu mi-a dat
platforma niciun rezultat, care avea nevoie de actori, dar probabil erau tăguiți și în momentul în care un actor își caută de lucru, au venit următoarele oferte. Ori să fii crupier la jocuri de noroc online, ori să fii training de crupier și normal, mult mai multe și mai consistente și mai ofertante erau pentru videochat. Tot așa, să joci, să prestezi sau să fii trainer pentru alții să-i convingi. Și m-am zis, măcar dacă se făcea o secție specială. Să nu e chiar ea de la capăt. Da, și m-am întâlnit acum zile trecute și cu un copil care era la liceu și întrebam și zic, vrei să continui cu chestia asta? Poate, nu știu, în perioada noastră nici nu aveam, adică eu cel puțin nu mi-am bătut capul. Știam că e în teatru, atunci erau încă locuri în teatru, puteai să te angajezi, dar erau salariile de nimic. Acum măcar e o miză să fii angajat într-un teatru. Dar îmi spunea și copilul ăsta de pe 10, zice, da, îmi place ceea ce fac, e foarte mișto, dar totuși, după aia ce fac? Și mai e și povestea asta, vai că nu se mai nasc actori mari. Deci în perioada până în 90 erau 6 locuri la unii ATC. 6 locuri. Am ajuns 60. Hai că ai platformele, sunt mulți care, hai să zic, au făcut, s-au dezvoltat pe YouTube și au crescut pe YouTube. Dar nici acolo nu sunt foarte mulți. Că această chestie că vai că intri pe YouTube și ajungi mare, dacă n-ai un motor de tracțiune să te ridice, să te arunce, așa, iarăși nu prea funcționează. Și, nu știu, eu aș cred că aș mai limita cumva. Că, până la urmă, ce-ți? Universitățile sunt făcute, că asta era și spaima la orice facultate. Vai să avem studenți suficienți. Când e facultate de actorie la București, unde sunt cei mai mulți. E unii ATC, unde sunt 60 ceva pe an, după care mai sunt încă vreo 2-3 private aici. Sau Spiritul Hale, nu știu cum Hiperion, da. Așa, unde sunt iarăși vreo 30. Deci avem 100 numai pe București aproape. Cred că tot 60 au și. Tot 60 au și? Nu știu. După care ai Clujul, unde acolo iarăși sunt vreo 20 pe an. După care ai Sibiu, după care ai Iașu, după care ai Târgu Mureșu, după care ai și Galațiu, de exemplu. Și nu e dezvoltat, adică teatrul nu s-a mai făcut niciunul. Atunci merg mai departe cu întrebarea mea. Ce îi sfătuiești pe cei care doresc să urmeze drumul acesta? Dacă vor și le place să facă, dar să nu se încarce cu iluzii. Adică să nu se încarce cu iluzii că vai, ce o să fie de... Că, da, faci, e frumos, e poezie, dar după te trezești că te-ai pregătit pentru nimic. Da, într-adevăr, îți dezvoltă anumite abilități de comunicare, de relaționare, de... Și cum era, când ne zicea și profana în 1 sau 2, zice, majoritatea oamenilor, când stăm de multe ori de vorbă, noi nu suntem conștienți de prezența celuilalt. Nu știm să îl ascultăm pe celălalt, nu știm să ne uităm la el, nu știm să îi asimilăm textul. Și mă gândeam, atunci când am auzit prima dată, am zis, băi, dar sună nici cum. După care mi-am dat seama că în realitate cam așa e. De multe ori te întâlnești cu om, nu te ascultă deloc, dacă faci o pauză, face stric ca să-și adune el gândurile, să zică el ce are de zis și de fapt nu comunici, într-adevăr, adevăratul sens. Are oful, da. Dar nu-l ascultă nimeni. Da. Pleacă încărcați cu o sarcină. Da, din punctul ăsta de vedere mi se pare ok. Că nu mi se pare că e aceeași problema asta numai la actorie, că sunt o grămadă de secții făcute, inclusiv, da, tot cumva de accentul, este secție de coreografie făcută, dar nu există postul ăla în nomenclatorul la nicio instituție, cu coregraf teatral. Nu există chestia aia. Și să faci, e o facultate care, de fapt, te pregătește pentru o meserie care nu există. Da, faci, lucrezi în alte spectacole, dar sunt o grămadă de secții, o grămadă de facultăți. Nu vreau să dau nume așa iurea, dar și la geografie, și la protecția mediului, și în o grămadă de locuri s-au făcut, au crescut foarte mulți, foarte mult locurile și s-au făcut o grămadă de studenți care termină facultatea și fac exact ca mine. Să vedem ce pambia. Ce planuri de viitor ai tu, Gen? Momentan, habar nu. Cum să zic, și mi-am dat seama la...
mi-a plăcut să fac actoria și am rămas cumva relaxat pe actorie și să mă pot juca și să fiu așa, pentru că mai aveam încă două, trei lucruri adiacente. Albinele principalul, cu care să aduc mâncare acasă, radioul iară care era ok, bine, reclamele au fost o perioadă foarte, foarte bună în care de multe ori au depășit și albinele și tot, dar da. Nisipuri mișcătoare aici, nu pot să... Mai ani mai bune, ani mai așa și așa și pe dincolo. Problema e acum, în momentul meu de față, e că s-a cam dus agricultura în cap. Eram un actor agricultor, ceea ce mi se părea o chestie, apicultura cât de cât sigură, nu exagerat de sigur, că totuși ai o meserie din flori. Stai după flori, după vreme și alte lucruri din astea. Tatăl meu zicea că agricultura e loterie. Bă, da. Și mi-a dat seama că trăiam din trei domenii care cam toate erau loterie. Asta pe plan artistic e loterie maximă și acolo era semi-loterie. Știi? Din cu aceea era cu actorii 6 din 49, acolo e 3 din 10. Știi? Și acum a căzut chestia aia. Și mi-am dat seama, zic, dacă ar fi să rămână numai partea de actorie, I don't know. Mă gândeam să mă întorc înapoi, să fac spectacole de teatru, să mă întorc, da, îmi place foarte mult, dar mai știm exact cât produce teatru. Da. Și acum sunt într-o ușoară dilemă, să zic așa. Până nu se rezolvă treaba asta cu agricultura și nu prea dă semne că se rezolvă, am bană. Apropo, nu ai ceva de lucru. Cât de abilit, adică nu mă înțelege greșit. Unde te pot găsi oamenii să-ți scrie, să te vadă, să comunice cu tine? Pe Facebook, old school, rămas acolo pe Facebook. Să rămas, am mai încercat. Mă gândeam să încerc la un moment dat pe TikTok, am intrat de vreo două, dar n-am simțit chemarea. Nu s-a creat chimia, nu. Pe Facebook și atâta. Pe Instagram, cred că sunt și pe Instagram, dar n-am intrat nici pe acolo, că am zis că eu stau pe Facebook, nevastă mea pe Instagram și să nu ne întâlnim. Fiecare cu treaba lui. Da. Fie sugerați prietenii. Johnny, îți mulțumesc mult că ai venit. Mai aveam multe de vorbit. Da. Dar poate noi facem un episod. Da, cum să zic, acum scuză-mă că am vorbit eu foarte mult și nu prea te-am lăsat pe tine să vorbești. Știi? Aia asta cu și da. Scopul. Da, mai ți-a părut că ești nevorbit așa, dar stai să-mi schimb pe Johnny. Dar dacă vrei poți să mai vorbești și tu să mai zici ceva. Adică ce părere ai tu despre mine? Am o părere foarte bună, dovadă că te-am și chemat aici. Asta e că ne-am trecut printr-un film colectiv la un film. Am trecut prin multe. Noi nu prea ne întâlnim pe la filmări, că suntem cam pe aceeași tipologie. Dacă luai tu reclama, nu luam eu. Dacă luam eu reclama, nu luai tu. Cam ceva de genul. Eram, a fost pe liste scurte. Noi eram eu, tu și mai era Alin Boieru. Asta a fost într-o perioadă, eram tot noi trei. Unul dintre noi trei era careva. Vezi, de-aia nu prea ne întâlneam. Mă rog, cu filmul ăla în care am stat și am înghețat... În tren, da. Stai că apare și la imediat. Am jucat la un moment dat într-o reclamă amândoi, dar eram în povești diferite. Adică la același produs... Nu ne-am întâlnit, dar jucam amândoi în același... Tu ai jucat cu o zi înainte și eu am jucat după. Dar a fost singura dată care am fost la același produs. Erau un doi cu barbă și cu crezi, cred că era pe care îl luăm, tare pe care era. Da. Da. Mulțumesc tare mult de invitație, Costanie. Mulțumesc tare mult, Johnny. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Rămâneți cu bine până data viitoare. Dați like, subscribe sau ce mai trebuie dat, nu? Sau cum se zice? Că știu ei, dacă noi insistăm. Oricum, crezi că au rămas așa de mult să se uite? Da, de ce nu, mă? Cred că sunt mai mulți decât au început. Am întrebat 3:30. Ne bucurăm că ați închis televizoarele și alte platforme de socializare și v-ați uitat la noi. Numai bine! Salutare! Dar să uit, mă, să uită de-aia.